Bun găsit, doamnelor și domnilor, Cluj Live aici, Transilvania la raport. Maria Forna, invitata noastră, consilier județean PNL, bine ați venit. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Ce e nou la Consiliul Județean? Ce se mai întâmplă acolo? E vacanță? Nu e vacanță? Se lucrează? Nu este vacanță, se lucrează intens. Avem atât partea de proiecte administrative, dar și partea de autoritate teritorială pentru ordine publică, for consultativ în subordinea Consiliului Județean Cluj. Recent, în ultima ședință a ATOP, am discutat despre o problemă extrem de importantă pentru comunitatea clujană și nu numai, cea legată de sterilizarea animalelor de companie. Discutăm despre sterilizarea câinilor, a pisicilor, dar și a animalelor domestice, care se află în gospodării. Considerăm că acest subiect este extrem de important pentru siguranța și sănătatea publică la nivelul județului Cluj. Anul trecut am inițiat un proiect în ceea ce privește informarea cetățenilor legat de obligativitatea sterilizării animalelor. Există legislație în domeniu care obligă proprietarii de câini, de pisici, de animale de companie în general, să sterilizeze animalele. Avem legea 24/2004, dar și o serie de ordonanțe de urgență care, așa cum am spus, vin să creeze cadrul legal astfel încât să existe obligativitatea sterilizării. Cum o să știe cetățenii despre asta? Este o campanie de informare inițiată de Autoritatea Teritorială pentru Ordine Publică împreună cu, bineînțeles, Consiliul Județean, Direcția de Sănătate Publică, toate unitățile administrativ-teritoriale de la nivelul județului Cluj, astfel încât cetățenii să fie informați cu privire la această obligativitate a sterilizării. Din nefericire, persoanele care nu se resemnează în ceea ce privește sterilizarea riscă, potrivit legii, o amendă între 2.000 și 10.000 de lei. De ce este mare importantă amendă această sterilizare? Așa cum am subliniat, este vorba despre siguranța și sănătatea publică la nivelul județului Cluj, dar am observat o creștere în ultimii ani a câinilor și a pisicilor aflate în domeniul sau pe domeniul public. Înmulțirea necontrolată, practic, determină anumite acte de violență ale acestor animale față de oameni, de asemenea răspândirea bolilor, iar un câine care este sau o pisică care este sau sunt sterilizate, li se oferă practic o sănătate mult mai bună, li se prelungește viața și, așa cum am spus, diminuăm numărul de animale fără stăpân care se află pe domeniul public. Aș vrea să mulțumesc în primul rând Federației pentru Protecția Animalelor la nivelul județului Cluj. Este o federație cu care noi am avut un parteneriat foarte bun și foarte sănătos. De asemenea, Animal Rescue este tot așa o asociație la nivelul județului care se ocupă de bunăstarea animalelor fără stăpân. Ei au un centru în Căpuș, în comuna Căpuș, și se ocupă de peste 200 de câini fără stăpân, le asigură hrană, le asigură medicație. Este foarte important acest parteneriat între public și privat. Și noi, privatul, sau mă rog, noi, publicul, atunci când suntem copleșiți de ceea ce înseamnă aspectul acesta de animale care se află în spațiul public, să facem diverse parteneriate cu privatul, în speță federații, asociații de profil, și să ne unim eforturile, să bugetăm atât activitățile de sterilizare, dar și activitățile de prevenție. Totodată aș vrea să le mulțumesc și autorităților publice locale, pentru că încă de anul trecut, de când am făcut apel la includerea în bugetele locale a unor sume destinate sterilizării, foarte multe OAT-uri au răspuns pozitiv, au bugetat astfel de acțiuni de sterilizare și iată că anul acesta discutăm despre o scădere a numărului de animale lăsate în spațiul public. Trebuie să intervenim și iată că doar printr-un efort conjugat și comun putem să
răspundem în primul rând nevoilor animalelor și nevoilor cetățenilor. Totodată și cetățenii, văzând campania pe care noi am inițiat-o, au fost mult mai proactivi, s-au prezentat cu animalele la medicii veterinari, le-au sterilizat. Vreau să subliniez o acțiune, o operație de sterilizare costă în jur de 450 de lei, 500 de lei. Fonduri sau, mă rog, acțiune care se face odată în viața unui animal. Noi, practic, ce ne dorim? Ca autoritățile să bugeteze astfel de acțiuni și să vină în sprijinul cetățenilor, astfel încât cetățenii care nu dispun de fonduri pentru activitățile de sterilizare să beneficieze de acest serviciu prin sprijinul autorităților publice locale. Iar Comuna Florești, aș vrea să subliniez, este un exemplu în acest sens. Domnul și colegul meu, Bogdan Pivariu, de mult a înțeles cât este de important să sprijine astfel de acțiuni, iar iată că la nivelul Comunei Florești se bugetează activități de sterilizare pentru câini deja de foarte mulți ani. Și de asemenea aș vrea să felicit și autoritățile publice locale de la nivelul municipiului Cluj-Napoca, care, din câte am înțeles, de la nivelul primăriei vor începe activități de sterilizare în rândul pisicilor, pentru că la nivel de câini nu sunt probleme, chiar ne plimbăm prin municipiul Cluj-Napoca și rar ni se întâmplă să vedem câini fără stăpân în spațiul public. Există și un centru de ecarisaj la nivelul municipiului, gestionat de direcția de DRDP. Și iată că se va începe și activitatea de desterilizare a pisicilor, unde într-adevăr există o problemă la nivel de municipiu. Avem peste 4.000 de pisici maidaneze. Ceea ce este foarte important și aș dori să subliniez este că pisicile, odată sterilizate, trebuie lăsate în spațiul public, pentru că acestea, prin faptul că mănâncă șoricei, șobolani și alte animăluțe, ajută la ceea ce înseamnă, să spun, diminuarea bolilor. Numărului de astfel de rozătoare și așa. Văzusem la un moment dat o fotografie cu domnul primar Emil Boc cu o pisică, hrănea o pisică sau așa ceva undeva, dar nu era într-un oraș în altă parte, cred că, nu știu, în Franța sau nu era în Paris, în România. Dar și la Cluj a făcut asta. Iubitor de animale, iubitor de câini, de pisici, am văzut. De altfel, nici nu avea acum, pentru că este un om care vine de la țară, din mediul rural, acolo unde a crescut lângă animale. Dar apropo de animale, tot domnul primar Emil Boc a comentat la un moment dat, a apărut o știre legat de un cocoș care tot cântă undeva în cartierul Gheorgheni. Știu că practic în oraș, mai ales, nu știu, în municipii, nu ai voie să ții astfel de animale la curte. Nu știu dacă a fost identificat până la urma urmei, dar știu că toată presa a fost așa. Căutau cocoșul, unde e cocoșul, nu e cocoșul. Și domnul primar a spus că, domnule, cine a fost prim acolo, cocoșul sau omul? Ce se întâmplă în astfel de situații? Adică probabil sunt persoane care, în mod cert, locuiesc la curte și au animale domestice. Este foarte important, pe de o parte, să nu deranjăm vecinii și, pe de altă parte, să avem grijă de animalele pe care noi le avem în proprietate. Da. Totodată, cred că este foarte important să discutăm despre ce animale putem să avem la curte, dacă vorbim despre niște găini. Da, este, este porci, diferit față de animalele mai mari. Dar este vorba și de a iubi animalele la fel cum a iubi oamenii și nu știu, este vorba despre grija pe care trebuie să o avem unii față de alții, dar și față de tot ceea ce ne înconjoară, de animale, de natură în general, și să, așa cum am spus, să intervenim noi ca și administrații publice locale, astfel încât să existe și o bunăstare a acestor animale. Vreau să trecem de la lucrurile astea extraordinar de importante pe care le faceți, iată, pentru cei care au deja animale în curte și aici ne referim câini, pisici și așa mai departe. Vreau să trecem la droguri, pentru că
a trecut peste noi un festival. Val de informări au venit în fiecare zi de la jandarmerie, de la poliție și am văzut că, sigur, au fost câțiva prinși cu droguri și așa mai departe. Urmează perioada școlilor, adică copiii revin la școală, cu siguranță și în sensul ăsta, cum să zic, că veți interveni în continuare și aveți programe. Categoric, situația consumului de substanțe interzise rămâne în atenția autorității teritoriale pentru ordine publică, așa cum am mai precizat și în alte misiuni ale dumneavoastră, în interval de, cred că, 3-4 luni de zile ne-am intersectat cu peste 2000 de elevi de la liceele din județul Cluj. În toamnă vom începe, bineînțeles, în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean, cu Inspectoratul Școlar Județean, dar și cu Centrul de Prevenire Antidrog de la nivelul județului, cu alte campanii de prevenție, pentru că niciodată nu este suficient. Ne-am dat seama că anturajele, problemele din familiile tinerilor, iată, duc la un consum de la vârste foarte fragede și trebuie să intervenim cu foarte, foarte multe activități de prevenire. În toamnă vom începe activitățile de prevenire și, să spun, niște discuții mult mai aplicate cu părinții, pentru că, așa cum am precizat, credem că comunicarea și mediul de acasă poate să ducă în zona aceasta de, să spun, chiar și de consum, pe lângă multe alte probleme pe care le poate avea un tânăr în ceea ce privește interacțiunile cu oamenii sau adaptarea în spațiul școlar și așa mai departe. Maria Forna, sunteți de acord că școala, spre exemplu, poate să-și facă propriile reguli în interior, odată ce intră elevul pe, să zicem așa, poarta școlii, acolo lucrurile să se întâmple în tocmai cum dorește școala respectivă, în speță Inspectoratul Școlar Județean, adică să lase copilul telefonul deoparte, în pauză să se poată bucura de o discuție, de o comunicare cu restul colegilor. Nu pentru că o auzeam de ună zi pe Dana Budeanu, care este foarte vocală în spațiu public legat de aceste lucruri, ci pentru că noi așa am crescut și cred că am primit o educație bună. Prin noile prevederi ale legii educației, care vor intra în vigoare odată cu începerea noului an școlar, adică cu 9 septembrie, există o serie de noi reguli, inclusiv în ceea ce privește deținerea telefonului. Știm că unii din ceea ce m-am documentat, într-adevăr, asta, da? Telefonul va fi interzis, există o serie de alte prevederi legate de, actele de violență, de bullying, chiar și de consum în incinta școlilor. Dar noi nu trebuie să ne închipuim că elevul merge la școală cu substanțe interzise și consumă în timpul orelor. Nu se întâmplă așa ceva. Bineînțeles că fiecare școală, fiecare unitate de învățământ are propriile reguli și, în mod cert, și până în acest moment, când copilul sau elevul avea un comportament necorespunzător, era chemat tras la răspundere, respectiv părinții erau invitați la o oră de consiliere. Problema alarmantă este că elevii și tinerii în general consumă substanțe interzise, poate în afara școlii, în perimetrele școlilor, dar în imediat apropierea a barurilor, a teraselor, a blocurilor. Deci problema consumului de droguri nu este neapărat în incinta școlilor, ci poate fi peste tot. Și atunci noi trebuie, așa cum am spus, să venim cu activități de prevenție, să le explicăm tinerilor, așa cum am făcut-o și la celelalte întâlniri ale noastre, să venim cu tineri care au fost consumatori, care să-și spună în mod asumat poveștile, să tragă un semnal de alarmă și prin aceste exemple
elevii să fie conștientizați că drogurile nu le fac altceva decât foarte mult rău. De la vârste extrem de fragede, așa cum am spus, de la 12-13 ani, unii elevii încep chiar de la vârste mai fragede, de la 9, de la 10 ani. Este alarmant pentru că, iată, trăim într-o societate care, nu știu, poate unde consumul este o chestiune de normalitate și luăm inclusiv exemple negative din alte state europene sau de la nivel internațional și aceste exemple nu sunt tocmai bune. Pe de altă parte, aș vrea să felicit autoritățile publice care au gestionat organizarea festivalului Untold, cât și pe organizator, pentru că, iată, tocmai prin faptul că am văzut vigilenți. Foarte multe cazuri de traficanți care au încercat să introducă droguri în festival, aceștia au fost prinși, sunt în diverse stadii, mă rog, de cercetare. Da. Și atunci vedem că totuși instituțiile statului își fac datoria. Am văzut de asemenea colegi chiar și din Autoritatea Teritorială pentru Ordine Publică, discutăm aici despre Biroul de Prevenire din cadrul IPJ, Centrul Antidrog, ISU, Jandarmerie, care au avut standuri în cadrul festivalului și care au discutat cu tinerii despre pericolele cotidiene, nu doar în ceea ce privește consumul de droguri, au discutat și despre actele de violență, despre actele de bullying și așa mai departe. Asta este foarte important, ca noi instituțiile să fim mai apropiați de tineri, să le explicăm pe înțelesul lor ceea ce este bine, ceea ce este rău și să le subliniem încă o dată faptul că părinții, școala, biserica, instituțiile publice sunt prietenii lor și în niciun caz dușmani. Dușmanii sunt traficanții și în mod special tot ceea ce înseamnă substanțele interzise. Pe termen mediu și lung sunt cei mai mari dușmani ai sănătății psihice și fizice. Lor. Categoric. Da. Maria Fornă, politica ne omoară. Observăm în ultima perioadă tot mai multe discuții între unii membri PSD la vârful țării, contre între fostul premier și actualul premier, cu cartea, fără carte și așa mai departe. Am văzut totuși că membrii marcanți ai Partidului Național Liberal, printre care și europarlamentarul Daniel Buda, au început să facă scut în jurul lui Nicolae Ciucă. Ce se întâmplă de fapt? Există înțelegere? Sunt niște discuții? Cum e? Merge guvernarea înainte? Trebuie să meargă, nu mai e timp, nu mai e mult timp până la alegeri. Lucrurile sunt foarte clare din punctul meu de vedere. Este an electoral și este normal ca spiritele să se încingă și de o parte și de cealaltă. Partidul Național Liberal, prin președintele Nicolae Ciucă, are un candidat la alegerile prezidențiale. Probabil acest lucru supără Partidul Social Democrat și pe domnul Ciolacu. Domnile lor probabil au crezut că fiind, nu știu, cel mai mare partid din România, toată lumea se va ralia în spatele domnului Ciolacu și îl va susține pentru încă nu știm să devină candidat, că nu ne-a spus președintele asta. României. Este total exclus. Noi încă de anul trecut, în forurile statutare ale partidului, în toate forurile de decizie la nivel național, am votat susținerea domnului Nicolae Ciucă pentru funcția de președinte al României. Lucrurile sunt foarte clare din punctul nostru de vedere. Am intrat în linie dreaptă pentru campania electorală, atât pentru alegerile prezidențiale, cât și pentru alegerile parlamentare. Alegerile parlamentare vor avea loc primul tur în 24 noiembrie. Primul tur pentru, de fapt, alegerile parlamentare în 24 noiembrie, iar alegerile prezidențiale în 1 decembrie, respectiv 8 decembrie, al doilea tur de scrutin. La nivel național și inclusiv la nivelul PNL Cluj, în perioada imediat următoare se vor putea depune candidaturile pentru alegerile parlamentare. Vom avea o listă de oameni extrem de competenți care
vor face cinste cu succes județului Cluj și intereselor și oameni clujenilor. Noi pe listă, alții decât cei pe care știam? Cu siguranță vor fi, va fi un melanj între experiență, între oameni noi cu inițiativă, oameni profesioniști care, așa cum am spus, pot să reprezinte cu succes interesele județului Cluj. Să nu uităm că avem foarte multe proiecte majore la nivelul județului, iar aceste proiecte trebuie să beneficieze de susținere atât din punct de vedere legislativ, cât mai ales financiar, astfel încât să putem să discutăm despre proiecte concretizate la nivelul județului nostru. Și doar printr-o echipă de oameni profesioniști, competenți și integri putem să realizăm acest lucru, iar Partidul Național Liberal Cluj nu duce lipsă de acești oameni, avem oameni extrem de bine pregătiți și cu siguranță în 24 noiembrie, odată cu alegerile parlamentare, PNL Cluj va fi primul în opțiunea clujenilor. Avem mult fake news în perioada asta și dintr-o parte și din alta cumva? Fake news-ul și social media în general ne-a învățat că trebuie să fim mult mai capabili să discernem între bine și rău, între știrile cu adevărat fundamentate, care se bazează pe cele trei surse, conform deontologiei jurnalistice, dar asta ține, cred că, de fiecare dintre noi. În același timp, cred că și de la nivel guvernamental și de la nivel european, Comisia Europeană, Parlamentul European, trebuie să existe o legiferare în ceea ce privește mediul online. Mi se pare că, cel puțin în ultima perioadă, vedem o avalanșă de site-uri, de surse, mai mult sau mai puțin credibile, care propagă fel de fel de conspirații, care cu siguranță au rolul de a crea haos și, nu știu, de gringoladă în spațiul public. Cred că trebuie să intervenim, la fel cum și televiziunile sunt sub Consiliul Național Audiovizualului, cred că și la nivel european trebuie să existe o instituție care, apoi la nivel de țară, de state membre, trebuie să legifereze puțin și să intervină cu se reguli. Se ocupă CNA-ul ce... la noi de asta. Noi am simțit-o pe propria piele la un moment dat. Am avut un invitat candidat la președinția României și am fost puțin trași de mânecă legat de niște informații pe care invitatul nostru le-a expus în cadrul unei emisiuni și desigur nu a venit cu niște probe în sensul respectiv. Deci CNA-ul se ocupă, dar cred că le mai trebuie niște oameni acolo pentru că nu se descurcă cei care sunt deja în această instituție. Pe de altă parte, trebuie și noi, individual, să privim în spațiul public, în primul rând, la politicieni, pentru că există foarte mulți politicieni care, din avânt electoral, promit fel de fel de lucruri care niciodată nu case, se vor putea la 35 pune de mii de euro, aplicare. La asta vă referiți și la altele? Categoric. Casă la 35.000 de euro. În calitate de președinte al României, în niciun caz nu, o persoană nu poate să aibă o prerogativă în acest sens, să poată să intervină într-o piață liberă și să reglementeze prețul... Și să taie dobânzele la bănci. La case. Da. Este, în același timp, este șocant cum nicio entitate bancară nu a intervenit cu un comunicat să ne transmită dacă adică este legal sau nu este așa. Legal. Poate Banca Națională ar trebui să spună. Cred că trebuie să fie mai multe voci care să iasă și să dezavoieze astfel de mesaje care efectiv fac rău și cetățenilor și le vând niște iluzii care, așa cum am spus, niciodată într-o țară democrată nu se pot concretiza. Maria Forna, mulțumim tare mult pentru prezența la Cluj Live, Transilvania la raport. Asta a fost astăzi. Mulțumim încă o dată. Dumneavoastră rămâneți alături de noi. Ne vedem atât pe micul ecran, în toate rețelele de cablu, aici la Cluj Live, dar și pe contul nostru de YouTube și nu uitați de site-ul nostru clujlive.ro. Acolo găsiți toate știrile de care aveți nevoie. Numai bine!